Nu era decât pandemia și pe urmă au venit vaccinul. Și în timpul ăsta, când era numai pandemia, s-a arătat o vedenie, era un semn de circulație, așa rotund, o tablă rotundă cu bară albă la mijloc. Și lângă acest semn era crucea roșie. Și am înțeles, interzis crucea roșie. Deci interzis să ne salvăm prin oameni. Și a venit cuvântul care a spus mai clar că cei ce vor să-și scape viața o vor pierde, iar cei ce o vor pierde o vor câștiga pentru Domnul și prin Domnul. Este interzis ca copiii Domnului să apeleze la vaccin. Nu acesta ne ține viața, ci mâna lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui.